vă spun, mi-a venit ideea când v-am invitat să stați. Despre planul de foc, care de fapt se folosește în armată, dar noi îl folosim și în lumea luptei duhovnicești. Planul de foc cuprinde câteva elemente, așa din punct de vedere, așa practic, strategic, foarte importante. Adică, mai întâi, și luați aminte că nu vreau să vorbesc mai întâi pentru sufletele frăților voastre și mai departe, cine se va folosi în ce registrație, altceva. Determinarea precis a poziției tale. De pe ce poziție ești tu când dai bătălia vieții? Deci, trebuie precizată poziția ta. De creștin, de călugăr, de soldat, de așa. Al doilea, precizarea inamicului cu care lupți. În armată să știe că e turcul, rusul, eu știu, dar în lumea duhovnicească inamicul este diavolul. Că nu luptăm, cum zice Apostolul Pavel, cu trupul și sângele, ci cu puterile întunericului. Aici, de fapt, se face o greșeală foarte mare. Că oamenii luptă cu oamenii și își face de cap dracu, câștigă al treilea, știți? Așa, din gălăgia asta, nejustificată, pentru că toată lumea nu ține la pace, care e mai de patru ori mai mare decât dreptate, ține la dreptate, știi? Vedeți, precisa inamicul. Al treilea, determinarea precisă a distanții. La armată e nevoie să știe ca să pună înălțătorul să bată la distanța unde e precizat obiectivul de atins. Dar la noi e nevoie să știm cât de aproape e dușmanul de noi. Adică, Sfântul Antonie cel Mare zice, cu cine trebuie să luptăm noi mai întâi? Ei, cu mândria, cu lăcomia, cu curvia, cu început. Nu. Nu și nu. Cu cel care e mai aproape de tine. Dacă cineva a poruncit unei mâini nătângi să te lovească, tu nu te luzi cu ăla care apă, te luzi cu mâna care te lovește, oprești pe asta și te rezolvi cu ăla mai târziu. Deci, păcatul care e mai aproape de tine, cu ăla trebuie să luți. N-ai să luzi cu o patimă care nu te bântuie deloc deocamdată, măcar că dracu încearcă toate. Ai să te luzi cu păcatul care vrea acum să te trăteze. Fie lăcomia, fie curvia, fie hoția, fie ce simți tu că mulți spun ce, părinte, mă bântuie o patimă. Vezi, asta e un păcat care este mai aproape de tine. Pentru ca tu să câștigi cu orice chip momentul, să birui în momentul în care ești. Pentru că momentul ăsta este important în ce privește rostul și, hai să zic, mântuirea ta veșnică. Cine nu trăiește momentul ăsta a pierdut, sigur, pași greșiți vin pentru viitor și nici trecutul nu repară cu nimic. Deci important este să folosiți cu orice chip timpul care îl avem, de acum încolo, îndeoseb ziua de azi. Asta sunt săpiat. Și mâine e tot ziua de azi, dacă ajungem mâine. Că nu știm dacă o ajungem. Și atunci, un timp de care suntem siguri, este ăsta care, acum, pe care îl pipăim. Există. Și al patrulea, din planul de foc, este să folosiți cu tot ce se poate, tot armamentul posibil, să
distruge sau să neutralizați inamicul. Adică rugăciunea, acolo e mitralieră, nu știu ce, dar noi e rugăciunea, e postul, e răbdare, e tăcerea, e educația dragostei pentru cei din jur. Ia că v-am spus care e planul de foc duhovnicesc. Acum aștept întrebări. S-a înregistrat asta. Da. Sfinția voastră, ce este ce este rugăciunea? Da. De fapt, să știți că în educația copiilor, primul lucru care îl fac părinții este să învețe să se roage. Rugăciunea, dacă întrebarea se pune, rugăciunea mântuitoare, duhovnicească, religioasă, așa nu rugăciunea care se face să iasă Dumnezeu să fure sau să nu știu ce, știți? Sigur că da. Este o relație directă cu Făcătorul, cu Creatorul tău, cu Dumnezeu. Dacă această rugăciune nu există, ești pur și simplu un vulgăre care nu ai niciun fel de față, care de fapt nu stai decât împiedici, mai ales dacă ești pe drum, trecerea. Și sigur că ori te sfarmă cineva, dacă nu te înjură, sau te sfarmă, se facă loc. Deci rugăciunea este viața fiecărui fiecărui creație al Dumnezeu. Toată creația lui Dumnezeu are o relație cu Creatorul ei. Uite, ca să mă înțelegeți și să priviți lucrurile serios, eu sunt crescut la țară, sunt macedonean după bunicul și pe așa, și am întrebat pe mama, mă mică, zic, uite oile când se crucă, dă cu piciorul așa. Ce se roagă, mamă, ce se roagă? Eu am constatat lucrul ăsta că toate când înainte se crucă, dădea cu piciorul așa. Se roagă, mamă. N-a fost pentru mine un răspuns oarecare, știți? Mai ales acum când ajung să vorbesc despre rugăciune, care absolut prezența existenței noastre ca ființe duhovnicești recuperate, recâștigate de Dumnezeu. Este viața pur și simplu a noastră de acum și de totdeauna. Când zic totdeauna, se înțelege pe toată veșnicia. Relația noastră cu Dumnezeu direct, că nu facem intervenții uneori prin sfinți, dar și acolo e o rugăciune care și la rândul lor așa ne aud și ne spun la Dumnezeu. Da, acum referindu-ne la ce fel de rugăciune trebuie să facem, la sistem de canoane, de nu știu ce, uite ce constat eu sau ce am eu de zis. Zice un părinte așa, cine se roagă numai când se roagă, acela nu se roagă. Adică, pentru că asta este o rugăciune de tipic, care de fapt se face la un anumit timp al zilei, fie noapte, fie... Vedeți, asta ar putea să fie o rugăciune care are bătaie scurtă. Deci trebuiește o rugăciune cu înălțătorul cu bătaia cea mai lungă, să ajungă la stăpânirea stăpânirilor. Și această viață de, adică o stare în care să se țină legătura cu Creatorul tău permanent, numai atunci când te rogi.
Că dacă te rogi numai atunci, Doamne, am zis, dă. Și că am zis. Pentru că ai zis că ți s-a spus să zici, s-a obișnuit lumea, fac rugăciune de dimineață, de seară, lasă că și asta, îmi spunea cineva că și-a făcut rugăciunea de dimineață, seara, că n-a putin dimineața să-și facă. Vă dați seama cât a ținut la tipic, tipic și la inimă nimic, știți? Trebuie o stare de permanență, dragii mei. Ce ai făcut, mamă, o să întrebe mama pe copilul ei. Pe unde ai fost? Nu poți să-i explice câte a văzut și-o, dar zice o vorbă care o pătrunde până la lacrimi. Numai la tine m-am gândit, mămico, zice, când am fost pe acolo, măcar că erau multe minunății. Mămica aceea nu-i mai cere altă explicație când a asigurat, i-a asigurat de inima copilului că numai pentru ea bate. Ăsta este Dumnezeu nostru, care ne pretinde cu gelozie lucrul acesta. Permanența, asta o viață de rugăciune permanentă. Nu mă refer la paraclise și acatiste. Mă refer la a te gândi la Dumnezeu în felul tău. Doamne, Doamne, mi s-au oferit rugăciuni grozave, care spune că e cel mai mult cu cerci pe pământ, rugăciunea inimii, a minții, sau care are puterea cuvântului nemaipomenită. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-ne păcătosul. Vă dați seama ce cuprinde în aceste câteva cuvinte? Cuprinde în toată dumnezeirea misiunea dumnezeirii care a fost așa dinainte hotărât sau care s-a făcut pentru mântuirea noastră prin pogorârea lui Dumnezeu în trup omenesc, nu ca să distrugă neamul omenesc prin această nemaipomenită întrupare, ci ca să-l transfigureze pe om. Va să zică, dați seama cât suntem de înzestrați, cât suntem deci de bogați și cât suntem de datori. Deci avem obligația cu orice chip să te gândești la mine. Am spus de mai multe ori, cu scuza pentru toată lumea care aude încă o dată ce spun, dar nu mă interesează. Mă interesează aceea să ziceți. S-a căsătorit doi înși, Ioana și Ion. După nuntă, Ioana a trecut la bucătărie și Ion la muncă. Dar fata a fumat mâncare. Și o să zică Ionel și să fărâma conștiincioasă. Și o să zică, săraca își făcea inventarul întregi educat de la măt, nici atât a învățat la mămăta, nu știu ce, o să zică Ion. Ion care iubea. Și a venit Ionel. Dragă Ionel, am făcut mâncare. Lasă, dragă, nu mă interesează, dar de ce nu te-ai gândit la mine toată ziua? Aia mă interesa pe mine. Adică, vedeți, Creatorul Dumnezeu ne-a creat dincolo de închipuire iubire. Și atunci nu putem, nu ne gândim și noi la El. El ne-a înzestrat, băi, dați-vă seama. Ne vedem unul pe altul din darul lui Dumnezeu. Pătrundem tainele unul altuia și chiar tainele sufletelor noastre de la Dumnezeu. Deosebirea între creația lui Dumnezeu, omul care este stăpânul făpturii creației lui Dumnezeu, mai ales omenești, cu libertatea de a te ridica până la Dumnezeu, ceea ce nu pot să facă îngerii. Îngerii sunt creații dincolo de asemenea de închipuire omenească, cum spune într-un loc. E cu neputință să nu mor dacă vezi un înger în adevărata lui lumină. La măsurile care ne obișnuim astăzi. Deci, omul, dar acești îngeri, arhanghelii, scaune, domnii, începătorii, așa, toate puterile cerești, nu se pot ridica mai mult decât sunt creați. Ceea ce face om. S-a ridicat, se ridică până la Dumnezeu. Și a zis un Sfânt Părinte, mare trăitor, când ne ridicăm până la El, ești mare ca El. Și când nu ne ridicăm, vine El la tine, e mic ca tine. El, Dumnezeu. Deci, e vorba de o rugăciune de efect, adică o permanență.
care este cuvântul care îl spui, nu știu ce, asta e chestie de tipic, de învățătură, de nu știu ce, Tatăl nostru, rugăciun, dar cum nu se pot spune, pentru că viața are cutele, aspectele ei care te rețin, îți rețin mintea, dar dacă zici numai Doamne, 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 da, vezi, adică într-un fel oarecare trebuie să fii cu recunoștință sau trebuie să fii prezent. De asta am spus că orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune. E mult mai mult decât unul care a zis nu știu câte metanii făcute, nu știu ce, dar mecanic. Dar unul care suspină, da, are nevoie de adâncurile noastre, Dumnezeu, nu de suprafața mișcării noastre, care o obișnuim să o facem, aș ferice de cel care se roagă mult, și ala Antonie cel Mare, ala Macarie cel Mare, sau la Macarie cel Mic, nu mă întreb, dar e vorba de o trăire permanentă la tot ce spune. Deci rugăciunea este o necesitate așa cum este aerul și lumina și apa și toate elementele care întreține viața fiziologică. Dar e vorba de viața sufletului, pentru că omul există om și suflet și sufletul e omul, nu trupul e om. Trupul e un măgăruș care poartă pe el. Era o vorbă când eram mici, duce măgarul și nu știe ce duce, știi? Și zic acum, de că suntem pretențioși, o, omule, de ce-i cunoaște valoarea ta? Sfinția voastră, cum trebuie încercată practicarea rugăciunii lui Iisus? Cum trebuie încercată practicarea rugăciunii lui Iisus de către creștini? Bine, întrebarea e pusă, cum să ne pregătim pentru asta, că dragă, rugăciunea inimii este obligatorie, dar privită în anumite aspecte. Mai întâi trebuie să zici, lasă la o parte tehnică și asta, zi Domn, una. Al doilea, foarte, 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 foarte tainic. Nu am zis să speculezi, zis-o să are greșeală care eu, aproape toți oamenii o fac. Când cer și ei ceva, așa am zis, Doamne, ca o găină a făcut un om și știe toată ograda, la țipetei pot o da, că a făcut și ea un om. Rugăciunea inimii este o rugăciune tainică și permanentă. În ce privește cum trebuie să o zici, rămâne să surprindă fiecare pe sine, dacă poate să o zică în inimă, în ce poziție ea a încercat, fiind un lucru foarte important, Sfinți Părinți să zică în inimă și au reușit în anumite poziții trupești. Pe mine însă mă interesează la vârsta mea și la vârsta tuturor, adică mai mică, să zicem. Zici cu mintea. Da. Nu cu tulburare, cu agitație, asta e o mare greșeală, cu foarte mult calm. Dacă ai zis tu am să zic mereu și la un moment dat ai uitat, nu trebuie sări în să te agiți când ai zis, tot cu calm și pe de acolo mai departe, ca și cum n-a fost nicio întrerupere. Vedeți că nu există la Dumnezeu condiții. E supărat, e nesupărat, nu, Dumnezeu e permanent așa cum iubitor și te înțelege pe tine foarte mult. Ca o mămică când trece copilul camera la vârsta 8-9 luni, e fericită, dar când se înclină într-o parte de lipsă de echilibru, iar e fericită că uite mititelul și mai mult începe să se apropie de el. Deci Dumnezeu, copii fiind, ne înțelege în unele absențe, dar aceste lucruri nu înseamnă o absență spre păcat,
de o absență, că te-a furat unele probleme importante, zici tu, pentru viața de toate zilele. Deci o rugăciune a inimii trebuie permanent să zică tainic și calm. Eu vă spun că mai mult nu am de spus, s-au făcut tratate întregi, zbornic, pușosele întreagă de volume groase despre rugăciunea inimii. Dar concluzia este ca să zici în felul tău. Există posibilități de la natură, de la Dumnezeu, create unul sau un altul, mai mari sau mai mici. Oricine am fi, avem obligația să fim prezenți. Rugăciunea inimii ne este pusă la dispoziție și a spus un lucru de mare importanță, un mare sfânt, e cel mai mare lucru în cer și pe pământ, rugăciunea inimii. Deci nu poți să te plângi că n-am carte de rugăciuni, că n-am timp de rugăciune. Deci, nu poți să zici tot, trimite gândul tău la Dumnezeu. De fapt, relația între Dumnezeu și îngerii de sus este gânditoare. Dumnezeu nu poruncește cu glas, cum o fi glasurile pe acolo, iertat să fiu, departe de a ști, dar știu atât că Dumnezeu poruncește gânditor. În serafim, herufim, prin toate, după cum sunt ordinile cerești. Scaune domnii începătorii, arhanghel, îngerul la primește. Și în momentul acesta când un înger primește un împlinirea, executarea unui gând divin, suferă un proces de despătimire. Despătimire, repede oamenii se gândesc, dar ce au fost împătimiți, cum se zice la oameni? Da, dar la oameni când se zice despătimire, înseamnă că deja a ieșit dintr-o stare minoră într-una mult avansată. Și atunci ei, prin starea de despătimire, se înțelege că capătă un nou grad de înțelegere dincolo de mișcarea lor normală de până aici. Deci, rugăciunea, fiecare om adică are un înger păzitor care spun sfinții că ne iau cuvinte și le duce, ne reprezintă în tot felul. Iacă și îngerul păzitor care îl avem, e o mare dar de la Dumnezeu și ține de zestrea noastră în afară de putința de a ne ridica. Da. Practicarea rugăciunii inimii atrage ispite asupra credinciosului? Mai întâi de toate, trebuie să fim și noi cum binecuvântat vicleșug. Vă spun așa cu plasticitate ca să vă trag atenție. Mai întâi, dracul nu-ți cunoaște gândul. Și tu n-ai nevoie să tot codocești că ai zis. Una. Dar, să zicem, cu iscusința și experiențele lui, te prinde. Nu ți-i cont deloc. Fără discuție, nu-i convine cu niciun chip ca tu să ai o legătură cu Dumnezeu. Îți dă de lucru. Permanent. De-aia este obligat ca să ai mintea că Dumnezeu, că dacă nu o ai, dă El de lucru. Și te prinde că tu ai o lucrare cu Dumnezeu și caută să te dezbrăci. Să distragă atenția. Sigur că da, pentru el e o ispită în plus dacă te prinde. Dar tu, vă repet, să lupți cu calm și împotriva acestui atac. Nu vă dați seama cât de important este atunci când ai o problemă de rezolvat să te gândești cu calm asupra elementelor care îți dă rezultat. Așa e și aici. Adică un calm, pentru că, dragii mei, nu tu îl birui, ci îl biruie Dumnezeu. O mare greșeală este dacă atunci când ești atacat vizibil să te iei la ceartă cu dracu, du-te, dragi,
blestematul și nu zice. Asta e o mare greșeală, el se simte foarte bine dacă intri în dialog cu el, chiar dacă îl bărfești. El roagă-te la Dumnezeu că puterea numelui îl bonește. Deci atunci când te-ți atăcați în vreun fel oarecare, oricum ar fi, zice, Doamne Iisuse Hristoase, puterea numelui. Deci el scapi de el dacă te rogi la Dumnezeu mai departe. Dacă stai de vorbă cu el, e bucuros că îl consideri, că există. Și există ca putere, asta e prost, că există drag, știm toți. Dar când te gândești că el e un tolerat, n-are nicio putere, putere la noi, suntem botezați, avem Hristos, avem Înger Păzitor. Ce putere are el decât numai șmecheriile acestea? Și atunci nu trebuie, dacă stai de vorbă cu el, l-ai considerat. Chiar și atunci când facem o milă noi cu săracii, nu contează, dragii mei, pentru un sărac cu mare bun simț cât i-ai dat. Contează dacă l-ai prețuit. Prețuiește-l și pe el, că se poate să n-ai. Și atunci el e foarte bucuros dacă n-ai și dai o mână caldă. Sigur că va zice, așa ceva nu mi-a dat nimeni, pentru că toți mi-a dat cu dispreț. Banul cel mai mic îl căuta între cei mai mari. Da, va să zic că este un lucru care trebuie reținut. Nu trebuie să stai de vorbă cu dracul niciodată, pentru că stăm de vorbă numai și numai cu Dumnezeu, cum spuneam adineu. Spun Sfinții Părinți că sensul vieții creștine... Că sensul vieții creștine, sensul, scopul vieții creștine, așa, este dobândirea Sfântului Duh. Ce înseamnă lucrul acesta și cum putem dobândi Sfântul Duh? Dragii mei, cred că e necesar să citiți un lucru de la Sfântul Serafim de Sarov, care prin Motovilov i-a pus o întrebare după ce i-a spus Sfântul că scopul vieții este să știi să aduci pe Duhul Sfânt în tine. Și sigur că Motovilov, care era un mare cercetător de creștin și Sfântul Serafim de Sarov era și a rămas, cum a zis Maica Domnului, din seminția noastră, zice Maica Domnului despre Serafim de Sarov, face parte din seminția noastră, vă dați seama, știți, care era la ora aceea tot pământul concentrat pe inima și rugăciunea lui. Și i-a răspuns că nu e destul să zici, da, Domnule, cu Sfânt e așa, așa, așa. Și s-a rugat Sfântul Serafim de Sarov la Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt în el, în Motovilov, ca să vadă cum e. Era iarnă, foarte iarnă, și zice Sfântul Motovilov, adică Motovilovul Sfântului lui Serafim, zice, vai, zice, v-a schimbat la față, aveți o lumină, ce dragă, și tu ești tot la fel. Zice, simt o fervințeală. Păi da, da, dacă simt, văd că nu se topește zăpada deloc, s-a rugat, e, ăsta e Duhul Sfânt, care vine. Nu poți să-mi spui, a venit Duhul Sfânt. Noi, dacă vreți să aveți acest mare dar de la Dumnezeu, vă spun, dragii mei, și ăsta este aproape lucru cel mai important în lupta duhovnicească, să știi să te smerești cu adevărat. Eu i-am spus o smerită smerenie, știi? Nu o smerenie rațională, afișată și în sfârșit înregistrată de tine, că s-ar putea întâmpla să primești acel cuvânt împateric, adică un fel de respirit de fines, cum zice Franciu, un spirit de finețe, zice un sfânt, zice, e smerit mândrulețul, știi? Nu așa. Și la o întrebare anterioară care m-a înregistrat aici, mi-a pus cel care punea întrebări, întrebarea asta, zice, cum să scăpăm de dracu? Și eu i-am spus așa, zic, ce ne facem fără dracu? Pentru că, în sfârșit,
plecăm așa logic de la întrebarea. Dumnezeu s-a întrupat și a luat puterea diavolului. Dar totuși noi simțim că există. De ce nu i-a luat-o toată? I-a luat coarne, i-a luat tot. I-a lăsat, cum spun Sfinții Părinți, numai vârful cozii. Întruchipat de obicei de minte omenească. Ca El ne arată cine suntem. Și ne pune într-o smerenie când a face păcat autentică. Deci dracul lucrează indirect la mântuirea omului. Mare înțelepciune divină. Pentru că El, care e negativ, care uriciunea pustiirii, așa cum a preferat o sfântă care a văzut un drac și a zis, prefer să merg toată viața desculță pe jar decât să mai văd un drac. În adevărata lui lumii, că e uriciune. E pune putință să poți, așa de urât l-a făcut Dumnezeu. Așa că El nu trebuie cu El, nu trebuie să stai de vorbă, ci trebuie ignorat, în sensul că nu sunt de vorbă, nu cu tine, numai cu Dumnezeu. Și cum a fost întrebarea? Cum putem dobândi Sfântul Duh? Duhul Sfânt, da. Și atunci Duhul Sfânt. Vedeți că uneori te obligă viața să stai pe loc. Deci cine te oprea ca tu să fii prezent? Că nu există gânduleț ascuns, nu știe Dumnezeu de el. Fără de nu se face nimic. Eu știu tot. Mișcare de fir de păr. Știu toată inima voastră. E, frații mei, greu va suporta omul la judecată la întrebările acestea. De ce ați absentat atât de mult față de iubirea mea părintească? Nu este vorba de o iubire părintească în comparație cu cea omenească. Asta nu-i nimic, fraților. Iubirea divină nu se poate măsura orice minte am avea noi. E dincolo de închipuire. Dar un lucru care, de fapt, se spune că Dumnezeu face orice, dar un lucru nu poate să-l facă. Aceea să-și calce cuvântul. Și a spus că e și drept. El rămâne drept mai departe, că iadul ăsta este. N-a respectat dreptatea divină. Măcar că iadul e marea părere de rău și îndurerarea lui Dumnezeu. Dar pentru că după ce făcuse orice posibil să scape de ea și face în continuare, dar, dragii mei, sigur că ei s-au dus acolo după fără voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să pierdem acest timp. Vă repet, așa cum am început discuția astăzi. Deci, Duhul Sfânt vine atunci, sigur că da, care-i harul Dumnezeu, vine atunci când omul este într-o stare de smerenie. Și cu cât se smerește mai mult, cu atât e mai mult hărăzit. Cât mai mult. Dar un lucru, niciodată omul nu știe că e smerit. Că dacă începi să spui să-ți smerit, nu ești smerit, ai mărginit, ai rămas numai la o înțelegere rațională a lucrurilor, nu? Omul smerit e continuu smerit. Atunci când e bătut, atunci când e furat, atunci când e ispitit în tot felul, da. Și dacă vreți și e nevoie să vreți și e nevoie să știți mai întâi, să biruiți, este să nu-i dați diavolului cunoștință de acest lucru, să nu ai despre tine o părere mai bună. Sau într-un fel oarecare. Că Sfinții Părinți i-a biruit, măcar are chiar o discuție directă cu diavolul în legătură cu ce, de ce poți asupra mea, pentru că postez, nu, și eu nici nu mănânc. Pentru că, vedeți, eu nu dorm niciodată, zic drag, dar pentru că ești merit. Vedeți, dragii mei, ce fel de smerenie aveau acești părinți care nici nu tăceau. Deci învăța, spunea, răspundea la toată lumea, dar primea cu smerenie loviturile. Sfântul Măcar a fost acuzat că a făcut un copil pe femeie, că aia, că dracul a băgat dracul aia, făcuse, era însărcinată cu altcineva.
Și a crezut că Sfântul Mântuire, Sfântul Macarie, a primit cu dragoste învinuirea. Și a început să spună ucenicului, dragă, fii atent că, zice, eu am nevastă și copil, zice, trebuie să agonisesc, nu știu ce știi, ce stăpânire de sine și ce luptă frumoasă și vizibilă, și vizibil cum cădea dușmanul, știi? E, până la urmă, sigur că aia n-a putut să nască, știi? Și atunci spune adevărul, i-a pus în gând îngerul, spune adevărul. Și atunci s-a dus toată lumea la el să-și ceară iertare. Și sigur că el a plecat din locul ăla ca să nu vină lumea să-l fericească acum și nu știu ce. Vezi, smerenia pe toate părțile. Numai cu smerenie vei harul Dumnezeu. Da, foarte, foarte important este lucrul acesta. Vedeți, foarte greu cunoști, că nu-i nevoie să cunoști gradul de smerenie care l-ai. Dar dacă suporți cu drag învinuirile, vorbele de rău altora, stai. Dragii mei, vorba lui s-a dus în vânt, tu ești tot tu, deja bă te suferi. Pentru că nu-i nevoie nici să te judeci oameni, nici să ai o relație de viitor cu oameni, nici cu Dumnezeu. Dumnezeu știe că nu ești nou. Înseamnă că tu trăiești sau ești un începător de viață smerită sau ești într-un stadiu mai avansat a unei smerenii. Deci Duhul Sfânt, darul Dumnezeu, vine numai dacă omul este smerit, asta e și condiția mântuirii. Gândul la iad și nădejdea la mine. Gândul la iad, știți, Sfântul Siloa, cum a zis Mântuitorul, gândul la iad pentru că noi nu ne putem mântui cu faptele noastre cu niciun chip fără harul Dumnezeu. Harul Dumnezeu pur și simplu le îmbogățește și în sfârșit ne asigură viitorul veșnic. Bun. Deci, cum să nu mă smeresc când știu că eu nu mă mântuiesc pentru că nu-i harul Dumnezeu, pentru că sunt mândru? Vedeți, s-ar putea întâmpla foarte mulți oameni de bună credință să fi pocăit de păcatele care le-a făcut sau căit nu știu ce, dar n-a scăpat poate de mândrie, că are un fel de fel de fielul se întreagă de pene colorate, așa, fie puse la pălărie sau puse în coadă, știi, și atunci să-l vorbească lumea într-un fel, după ce a trecut în lume cu penele, na, nu cu smerenia. Și atunci, vedeți, dacă scapi de mândrie, poți să spun un om care trăiește în proces adevărat de mântuire. Deci, smerenia este, cum zic, singura smerenie. Eram în Grecia și la o mănăstire de maici și acolo mi-au dat atenție că mă chema Arsenie, că avea și ei un părinte Arsenie care l-a declarat sfânt. Și eram chiar în fața bisericii cu hramul Arsenie, făcută chiar de părintele acela care a fost mântuit, care era de maici. Și eu i-am dat unei maici o fotografie cum în bisericul ăsta noastră de aici, care e cu totul plăcută până alte părți unde arhitecturi studiate, nu știu ce, acest stil de verticalitate așa. Și călugărița aia m-a rugat, nu știam nici o grecește, nici a românii, dar aveam traslat, să-i scriu ceva. Și i-am scris așa, singur smerenia. Și i-a tradus, a căzut îngerul Chimedia. Deci cât erau de doritoare de smerenie. Nu și smerenia, singur smerenia dacă o ai. Că dacă ai smerenie, nu ești hoț, nu ești curva, nu ești mincinos, nu ești... Nu te-ai obișnuit cu aspectul ăsta de vârf al Scripturii care spune, Domnule, poartă-ți crucea. Ce înseamnă? Să duci ce nu-ți convine, cu drag, nu silit. Mântuirea noastră a fiecăruia este pe cruce, crucea fiind, cum se spune, cel mai lăudat lucru al pământului.
Deci tu atunci ca să porți crucea cu drag, ești, înseamnă că sunt simptomele unei autentice smerenii. Deci e Duhul Sfânt în tine. Că Mântuitorul spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Cum să facem? Cum putem ierta din inimă pe cineva care ne-a făcut un rău și care ne face în continuare? Dragă, uite ce este. Ce vă spune dintr-un început? Aceasta nu e o recomandare sau un sfat, e o poruncă. Ați auzit că se spune, faci porunci. Sigur că nu s-a apucat nimeni chiar să ia în serios cuvântul ăsta. Știe din literatură că există. Să iubești pe vrăjmași. Dar să nu creadă cineva că Mântuitorul a vorbit grăbit când a spus lucrul acesta. E poruncă repetată în Scriptură. Acum, pentru că suntem oameni și uite, toți suntem oameni, făcuți de aceeași mamă cu aceleași posibilități. Cum să facem așa mai strategic? Pentru că e poruncă și nu scăpăm de ea. Întrebarea asta ne va tăia fără discuție dintr-un început. Criteriul de mântuire și de judecată este iubirea. De ce n-a iubit? Și nu va fi numai faptul că n-a iubit, dar de ce ai urât? Deci te încadrăm la crimă, că tu ai urât, ai dușmănit, vorbindu-l de rău. Ți-a zis, i-ai zis și ai să-i zici. Știi? Nu te lași. Deci, uite cum vă sfătuiesc eu. Domnule, dacă este poruncă, măcar rațional și fără discuție afectivă, încet, încet, să încerci să iubești, domnule, pe vrăjmași. E, sigur că nu se poate că dracu să ține de tine, să poți tura asta, că te are la mână. Orice ai face tu, dacă n-ai iubire, n-ai dragoste, ce-a fost rupat, ai mutat munții, ai creștinat neamurile, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Aramă sunătoare, cândva răsunător. Auzi, domnule, să muți munții, să faci, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Deci, dragii mei, încercând să iubești pe vrăjmași, n-ai să poți să formarea ta duhovnicească de până acum pe aici pe corea compromisă, dar încearcă să iubești pe vrăjmași. N-ai să poți la nivelul zilei, nici poate la nivelul vieții, dar tu insiști să iubești și te găsești cel puțin că nu-l urăști în lupta ta că nu dai. Dar tu dacă te găsești pe drum și cum știm că te ajută Harul Dumnezeu pentru că ești pe drumul cel bun, te ajută Harul cu orice chip. Și tu ai să mori luptând împotriva urii pentru ca să iubești pe vrăjmașii, te ajută Harul și te-ai salvat. Adică totul Harul Dumnezeu, la voința ta, sincera ta voință să iubești vrăjmași, te ajută Harul și scapi de baltă. Vedeți, există scara. Două lemne hodolemne și un brad de lea mărunțel. Dacă nu urăști, nu iubești, dar nu-l urăști. Ești cu piciorul pe scara bună și scapi de apă. Deci nu mai ești în apă, ești pe scara măcar jos. Dar să știi că ai mare putință să te urci până sus, că deja ești pe drumul care trebuie. Tu ești pe scară și te ajută Dumnezeu mai mult, că nu-i nimeni mântuit pentru că a avut o viață înaltă, ci pentru că zmerindu-se a primit Harul Dumnezeu, dar a ajuns în înălțimile cerurilor și cerurilor. Deci, căutați să iubiți, luptați cu orice echipă în sensul acesta și în continuare te ajută Harul Dumnezeu. Este poruncă și să știți că nu scăpăm de ea, oricât am fi de grozav și de poftitor și de nu știu ce, și de înțelepți.
Pentru mulți tineri din biserică apare problema alegerii între viața din mănăstire și viața din lume, căsătoria. Cum poți ști ei care este voia lui Dumnezeu, raport cu fiecare? Dragă, dacă se ia prin comparație, nu-i bun de mănăstire deloc, nu se pune problema. Asta este o altă lume, călugăria. Important este că e în altă lume, dar tot în trup omenesc. Și chiar și împătimit pe undeva. Dar a avut curajul să iasă dintr-o lume care l-ar fi împătimit mai mult decât în lume, decât în mănăstire. Deci e o lume care se mai numește și cin îngeresc, care se numește intrare în cer și care te obligă la niște voturi călugărești. Tăierea voiei, sărăcie și curățenie, adică nu te poți căsători, n-ai voie să fii bogat cu bogății decât să-ți rezolvi problemele și mai ales tăierea voiei. Dragii mei, lucrul cel mai grozav posibil este această tăiere a voii. Nu te poți mântui dacă în luptă cu Dumnezeu nu-L birui. Ce paradoxal sună. Și totuși, știți din Scriptură că Iacob s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit, nu? În Vechiul Testament. Iacob, fiul lui Isaac, Isaac, fiul lui Avram. Ce înseamnă asta, da? Vedeți că sunt niște lucruri de taină pe care oamenii nu le știu, dar care au o chemare interioară de să angajează în lupta asta? Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă, cu afecte și cu rațiune. Deci axa care conduce viața noastră în fapte e voința liberă. Discern când ne-a dat minte, rațiune. Și ținem la ea că este creatorul ea. Venind la mănăstire trebuie să stai această voință liberă, deși ești în luptă cu creatorul. Și aici este pierderea ta și regăsirea ta. Te pierzi ca să te poți găsi. Te desfințezi din personalitate omenească în personalitate îngerească. Dar prin pierderea ta definitiv. Azi am citit Evanghelia. Cine vrea să-și ia crucea, să se lepede de sine. De sine adică de voința ta liberă. Nu mai conduci tu, te conduce altul. Așa. Bineînțeles, duc ceva foarte ascuns, dar foarte luminos, îți dai seama că ești pe drumul cel mai bun. Deci, tăierea voii, care nu se poate face în lume cu niciun chip, decât într-o lume unde nu te mai interesează cu niciun chip plăceri, nu te mai interesează nume bun, nu te mai interesează nimic. Adică este acea nebunie pentru Hristos. Dacă nu ai această nebunie pentru Hristos, nebunie pentru Hristos înseamnă ca tu să nu te mai intereseze nimic. Dom'le, ești nebun pentru ceva. Sunt nebunit după tine, Doamne. Nu vă mai spun că o tânără care era învățată, în urma unei cuvântări a mele păscări aici, văzând maicele pe aici, a zis, Părinte, care e prima condiție? Să fii călugări, să zic să fii nebun. Dintr-o dată și eu, știi? Am urmărit-o să văd dacă a înțeles. A înțeles. Deci această renunțare la tine înseamnă lupta ta cu Dumnezeu care te-a creat bine, dar pentru mântuirea ta la nivelul care ești. Ce să fac, Doamne, să mă mântuiesc, a zis tânărul bogat? Păi să respect poruncile, nu știi. Și le-a spus, a, pișa, te rețineam. A, vrei mai mult? Vrei să fii desăvârșit?
leapte de sine, lasă tot și urmează mie, adică depărtarea de voința proprie. Eu povestind lucrul acesta zilnic aproape la tineri și tinere care vin la mănăstire, o fată săracă care era absolventă a unei facultăți îmi dă un pomer și scrie așa: mă rog Dumnezeu să nebunesc pentru el. A, mi-a plăcut forma asta, îi simt pomericot odată viața, știi? Mă rog, Doamne, zice, să nebunesc pentru tine, să nebunesc pentru Hristos. Deci, nu se poate face comparație cu viața din lume. Viața din lume e binecuvântată, este așa cum este, însă viața de mănăstire este o viață de cer, de înger al pământului și e puțin lucru. Este vorba de plecare cu orice chip la partea cea mai de vârf a Scripturii, desăvârșirea noastră, care înseamnă lepădarea de sine, lepădarea de voința proprie. Deci ești în luptă cu cel care ți-a făcut voința liberă. V-am explicat ce înseamnă să luți cu Dumnezeu, ca să nu credeți cumva că păruntăm voi erezie, Doamne ferește. Dar în lume față de cine trebuie să ne tăiem voia? În lume față de cine trebuie să ne tăiem voia? Deci nu la mănăstire. Păi nu, acolo nu e tăierea voia, acolo să se iei voia bine în lume. Păi, să-ți respecti nevasta, să-ți dai seama că nevasta asta nu e o persoană cu care să-ți faci plăcerile și să faci ce vrei. Femeia asta care e un element atât de discutat în lume și în Scriptură și peste toate timpurile înainte de Hristos, nu este oricine. Mii de ani a fost roabă și totuși s-a făcut războaie pentru ea, pentru roaba asta. Dar ea a răbdat cu orice chip lucrul acesta, pentru că marile valori, istoria, vremile, nu i-a recunoscut aceste valori până la Hristos. Hristos a ridicat gârbova care era plecată la verticalitate, adică un semn material de libertate a femeii. Și nu există scriptură de bărbați și scriptură despre femei, o scriptură pentru toți. Deci femeie înseamnă împărăteasă dăruitoare. Un bărbat adevărat este acel care știe să o pună pe tron. Ea nu știe lucrul ăsta. S-a transmis atavic, dacă cunoașteți cuvântul, trimiterea peste generația defectelor sau a calităților, asta înseamnă atavic, s-a transmis atavic mai departe că ea încă se teme. Și la bărbat la fel simte că are puterea asupra ei. Asta e o greșeală. Ceva ascuns în ea așteaptă ca el, cu orice chip, să o recunoască la egalitate. De aceea nu mi-a fost cununie să nu spun întotdeauna cu tine, una cu altul, întotdeauna unul ca altul. Deci femeia este deodată cu bărbatul, a scos-o la iveală prin coastă care a făcut-o pe Eva. Deci a fost una și prin căsătorie devin iarăși una. Așa că dorința foarte mare de a recunoaște puterea care o are femeia stimulând bărbatul spre mântuire e necunoscută. Deci scopul unei căsătorii nu este plăcerea. Plăcerea e o consecință. Nu mănânc pentru că e dulce mâncarea, pentru ca să mă hrănesc. Că e și dulce, e un avantaj, dar scopul nu e ăsta. Să mănânc că e gustoasă. Așa și plăcerile. Sunt consecințe. Nici chiar nașterea de copii nu e un scop. E o consecință obligatorie. Ci stimularea reciprocă pentru mântuirea unul cu altul. Și aceasta este zestrea cea mai bună care se lasă ca educație la copii. Cu orice echip să primim lucrul serios. Da. Așa, dragii mei, trebuie să știe acel care se căsătorește că are o foarte mare răspundere și nu trebuie să vă influențeze anumite cuvinte care sunt spuse până în rugăciuni și femeia să asculte de bărbat.
dar cu o condiție, să o iubesc. Și dacă o iubește, nu face, nu se bucură decât de adevăr iubire. Mireasa, care e un moment unic în viața ei, când să citesc cuvintele acestea, eu constatam că, făcând cu unii, toată lumea se uita la mireasa și femeia să se teamă de bărbat. Și mireasa pleca capul în momentele supreme, când ea era chiar regină cu coroana pe cap. Atunci stăteam și eu până la urmă și luam lumea în primire și încurajam mireasa. O condiție, să o iubească. A o iubi permanent și adevărat, iar nu e ușor. Da. Deci nu trebuie văzut în ea decât marele scop împlinit alături de ea. Da. Ajungi la atâta intimitate, păstrată cu atâta pudoare în viață, dar nu te descoperi, dar nu te dezgoli. Aici totul e dezgolit, totul e dăruit și tu încerci să ai autoritate de bărbat turbat, știi, asupra ei. De, eu v-aș ruga numai atât, dar să faceți și să știți că vă mântuiți. Sfinția voastră. Și m-a provocat chiar cineva de la Ascor. El este. Da, dar zicea el, da, cap, bărbatul e capul nevestei. Așa este, dar ea e inima. Capule, dacă n-ai inimă, o să te dau jos de pe unde. Dragii mei, s-a întâmplat atât de multe lucruri, adică atâtea căderi, și femeia a fost pricina căderilor de multe ori. Ia că ce zic. Care-i rea, nimic mai rău. Care-i bună, nimic mai bun. Asta e. Dacă e vorba așa. Deci ea rămâne mai departe pe tron. Și așteaptă să-i descopere valorile bărbatul. Nu încerca să trăiți fără ele, fără femeie. Nu în sens numai de plăceri trupești. De acea inspirație, știi, care o lume întreabă, cunoșteată, nu mai cunoscut. Pe lângă geamul se stătea plicoat de des, o lume întreagă, înțelgeată, nu mai înțeles. Făcea apel la inima lui Veronica, pe lângă copii fără de soț. Adesea am trecut, mă cunoște o lume întreagă, tu nu mai cunoscut. Adică făcea apel la acest mare poet de inima ei. Alo? Da. Da. De frate, de 10 ori, de 22 ori pe zi, mă, că e în spital. Nu se mai poate săracul. Să-i trimit un preot, să mă duc eu acolo. Să telefonez lui Marius, Marius, nu? Da, Marius mă. Ce mă zic, noi stăm să venim pe spitale, să te ocupați, uite aici, și eu și Marius și nu știu ce. Să duc un preot acolo că moare. Mă spune, Doamne, ia-l de pe fața pământului, că acum e un moment că moare cel puțin fără răspundere, știi? Asta e la măsa cu toporul, cu nu știu ce, mi-a dat măsa un telefon, cu nu știu chiar cine e la telefon. Și imediat după asta mă zic că el e în palază, l-a și dus la... Da. Nu își revine deloc. Are o dracu măsea, are o... Deci într-o plombă, știi? Păi crezi că e nevoie să te ia în plomba ta? Da, te pânește. E caz patologic, nu se pune. Da, poftiți. Părinte, mulți își pun problema să nu mai nască prunci, apropo de femeie, apropo de femeie și căsătorie, mulți își pun problema în cuplu, căsătoriți fiind, să nu mai nască prunci, pentru că nu le ajung banii, pentru că ce cuvânt le dați în astfel de oameni? Dumnezeu, v-am spus, nu se acceptă căsătoria pentru plăceri. Dacă te-ai căsătorit, consecințele vin de la sine. Naștere de prunci. Eu sunt al 7-lea copil la părinți și ar fi născut 11 mama. Am rămas acum, ți-am murit. Adică, de unde, cine poate să spună să ucizi pruncul? El când, de la data când se zămilzește, are sufletul în el. Chiar în dreptul roman spune, infans conceptus pronato habitur. Și copilul odată zămilzit are drept de cetățean. Cu condiția să se nască, zice mai departe. Dar nu stăm să facem inventarul anilor, nu știu ce, copiilor. Ele vin de la data zămirzirii.
omorându-l, ai ucis un om nebotezat, mare, foarte mare păcat, el trăiește în veci. Cine-i criminalul ăla care a făcut asta? Mama. Cine-i mama? Unde vrei să asigur eu un copil pentru formarea lui în starea aceasta embrionară până la naștere decât în pântece de mamă? Am avut ocazie în viața mea, fiind la mănăstiri de ăștia de munte, să m-am dus să vizitez așa mai mult stâna și câinii de la stână bătea într-un loc, într-un tufiș, domnule, de așa bărlăte mai. M-am dus acolo, o lupoică, descoperiți voi scrie, cu doi puișuri. Domnule, lupta cu câinii de stână, nu s-a apropiat de ea. Cu cât mă apropiam eu, cu atât prindea câinii curaj. Și atunci eu strigam, nu te teme că de partea ta, dar... Cine m-a auzit de când Dumnezeu? În sfârșit, ea dacă a văzut că mă apropie, a luat un pui în gură și a fugit și unul l-a lăsat mai departe. Și am zis, uite cum își apără puii. Mai mult vă spun, s-a făcut o constatare că lupăișul, dacă găsesc copii de om în lume, în pădure, îi lăptează. Nu e o legendă cu lupaica cu pui. Îi lăptează, auzi, un animal fieros, dușmănos al omului, uite, crește pui și mama îl omoară. Nu e voie. Dacă naște 20, să fie 20. De ce se pune problema că poate să trăiască 1 milion de oameni în plus la Dumnezeu prin avorturile care se fac? Are Dumnezeu grijă. Dacă te-ai însurat, asta este. Nu-i permis nici să ferești femeia să nu prindă copilitatea, e fraudă conjugală și, mai bine zis, atentată împotriva planului Dumnezeu. O să zic că nu te-ai însurat, mergi normal, cu orice chip. Asta este consecința. Dar nici asta să nu spuneți, mi-e frică, dacă ți-a copii și mă duc la mănăstire, că nu ești bun de mănăstire, ești un înfrânt la mănăstire să pleacă, dacă ai fost un erou dincoace, atunci, da, un biruitor, că acolo te duci la o altă luptă, de alt stadiu, altă factură, mult mai necunoscută de tine și te poate dobori satana, dacă tu te-ai dus pentru că ai avut dificultăți sau nu știu ce de împlinire din lume. Deci te-ai căsătorit, e taină foarte mare, nu se poate mai mare, pentru că și niște bucurii de imprimare sufletească într-unul și altul, așa, legătura trupească e un lucru neînsemnat pe lângă bucurii de relație sufletească între soț și soție. A fi una fiind doi e puțin lucru și e una cu adevărat. Da. Nici nu există grad de rudenie între băiat și între soț și soție. Primul grad de rudenie între părinte și fiu. Așa că cine să-mi cuvințeze, orice ar fi, chiar dacă e în poziția, în situația unei să moară, asta e părerea doctorilor, că nu se poate, din punct de vedere al ce a descoperit medicina în legătură cu nașterea, chestia asta, asta este un stadiu, dar noi nu putem accepta, domnule, punctul tău de vedere, doctore. S-a întâmplat atâtea cazuri că n-a fost deloc, cum a zis doctorul, și-a născut și copiii, sunt mari, acum sunt titrați, poate ești preot, poate te mirce. Nu există cu niciun chip. Să naște om pe lume. Naște om pe lume pus în inventarul creatorului, creației lui Dumnezeu. Nu putem să acceptăm motive, mii și vești și fel de fel de motive, să ucizi pruncul. Nu există asta. Trebuie cu orice chip să facă căsătoria, cu să nască atât cât vin. Da. Și o întrebare tot în legătură cu ce s-a vorbit până acum. Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt mare și e cam greu de înțeles. Spune că iubirea schimbă însă și natura lucrurilor. Cum? Iubirea schimbă însă și natura lucrurilor. Păi sigur că... Cum? Păi sigur că da, păi da, iubește și fă ce vrei, cum a zis Augustin. Așa este. Păi sigur că dacă se avea credință, vezi muta munții, sigur, iubește Domnul și ai încredere în Dumnezeu. Adică te măriți, te însori numai pentru un număr de copii. Ce faci eu cu restul, că sunt ai tăi? Vă dați seama, el ești vinovat și ca luptător, că el te luți cu unul care nu se poate apăra. El așteaptă continuu seva care îl hrănește prin rânduielile făcute de Dumnezeu ca să existe. Și tu îi dai o travă,
acelui prunc care, fără discuție, știe tot sângerii de sus, toată creația lui Dumnezeu, că El există deja. Noi îi pomenim într-un loc la proscomit de prunci înainte de vreme și pe ei. Da, deci biserica nu i-a neglijat. Prunci înainte de vreme. Când ai să fii preot, dacă ai să fii cu meu Dumnezeu, ai să dai de rugăciunea asta și să-ți arăt unde scrie. Ești obligat să faci lucrul acesta la proscomidii. Prunci înainte de vreme. Da. Simt că iubirea schimbă, schimbă natura. Natura, fie obiceiurile rene, nu știu ce, mai ales. Dar natura, cum a făcut-o Dumnezeu, nu schimbă. Schimbă numai ceea ce e pervertit sau nu știu ce. Firea lucrurilor. Dar la ce natură să ne gândim că s-a gândit Ioan Gură de Aur, nu? Sigur că dacă iubești pe Dumnezeu, uite, renunți la plăcerile, trebuie să schimbă natura, că dacă Dumnezeu să ne împreunăm, să ne... Da, uite, schimbă natura, iubirea pentru El. Ioan Gură de Aur, vă rog foarte mult, tot ce găsiți de El să citiți. Nici nu îi se cunoște toată opera, să știi. Grozav a fost un om. Zlataust, cine zice așa? Da, Hristostom. Pe grecește, Hristostom înseamnă Ioan Gură de Aur. Pe slavonește, Zlataust înseamnă Ioan Gură de Aur. Așa zic rușii, știi? Sfinția voastră, ce împiedică rugăciunea cel mai mult? Care este dușmanul cel mai mare a rugăciunii? Da, lucrul ăsta s-a repetat de atâtea ori. Mai întâi de toate, o lene, să nu-i zic puturoșenie, știi? Așa, condamnată, așa. Nu simți nevoia să ții și tu legătura cu Cel care te-a creat. Vezi? Stai bulgăre, repet. O scândură care te bat ploile și nu știu ce acolo și putrezești. Nu ești deloc în stare să intri în construcția întregii tale vieți, cum ar face o scândură dacă e prelucrată, știi? Deci rugăciunea e viața noastră. Dușmanul este lipsa de Dumnezeu, lipsa de credință, lipsa de a te controla ce-i cu tine pe lumea aceasta, unde ajung, așa, cum zic și poeții. Dacă suntem născuți numai până la moarte, atunci ce suntem mai născuți? De ce mai suntem născuți? Urmează viața de dincolo de moarte. Aia este viața. Pentru că nu are sfârșit. E adevărat că între timp și veșnicie numai un pas, dar teribil. Ăsta este. Acum, formarea noastră. Mulți tineri din biserică, mulți tineri nu sunt înțeleși de părinții lor relativ la relația cu biserica. Chiar unii nu îi lasă să și le dau sfaturi potrivnice. Cum se poate împăca, se pot împăca părincile bisericii cu ascultarea față de părinți? Dragă, uite ce este. Dumnezeu Mântuitor a fost cu multă prudență atent să spună și lucrul ăsta. N-am venit să aduc pacea pe pământ, ci am venit să aduc sabie. Ceartă între fică și mamă, între noră și soacră, între tată și fiu. Pentru că copilul naște, să vine acum învățătura creștină și îi pătrunde sfretul și pleacă și sunt împotrivă părinții. Eu, la o mănăstire cum sunt de mic, am văzut lucrul acesta că vin părinții să-i scoată de mănăstire, mai ales pe fetițe, pe așa mai tinere. E o fetiță acum care a terminat o facultate de engleză, nu știu ce, în sfârșit, acum fetița merge foarte bine, s-a rupt, este pe drum bun, chiar astăzi o îmbracă ca soră, știi? Așa? Au venit părinți foarte învățați. Da, sunt filozof și am fost profesoră tot de engleză. Mi-au plâns și mi-au spus, nu suntem împotrivă, atâta numai, că de ce nu ne-a spus și nou? Păi, dacă vă spunea, sigur că nu o lăsați. Deci, dragul meu, obișnuiți părinții să meargă pe mersul ăsta normal al unui măritat, a unui însurat. Știi, dar dacă și-ar face o socoteală, să zicem că pe fata lor o iau un prinț de orientul mijlociu sau de orientul depărtat, nu zicea nimic, că era prinț, știi?
E, miorlăia cât miorlăia, nu știu ce, dar pe undeva. Dar acum văd chiar prințul prinților, știi? Ce? Am ce să le spun. Și le spun și asta, nu mă interesează că nu mă înțelegeți. Cu atât mai valoros a fi înțelegeți mai târziu, dacă mă înțelegeți astăzi, ce a făcut copilul dumneavoastră că a plecat. Mămica mea și pe ea m-a oprit și pe mine m-a oprit, zic, am lăsat că ai să mor, ma tale și tot mă duc. Către care trebuie să vină tot, zice, și Sfântul Ioan Gură de Aur, că și el a avut un dialog în sensul ăsta cu mama lui. Ce vrei să mă lași a doua oară văduvă, știi? Da. Sigur că da, e o învățătură nouă, grozavă, de unde această învățătură, învățătura asta? Nu era destul că era, spune așa, dar în via morții, și domnule, ia uite, vindeca uscăciunile, măi, uscate, scotea draci, ce? Viața învățătura asta nu înțelegeau. Chiar părinții celui care i-a dat vedere ori de naștere s-au mirat. Era un lucru nenormal să vadă fiul lor. Zice, nu știu. Da, pentru că e o învățătură nouă care da, nu se lasă nici Mântuitorul. Și cine nu va crede și să scutura praful din picioarele voastre să se rămână la ei. Și mai ușor va fi Sodome și Gomori decât cetății ăștia care va primi pe voi. Vedeți, Sfânta Tecla, prima muceniță, care a fost o frumusețe de... A făcut revoluție în toată lumea cunoscută. Era amorezată de Învățătoarea lui Hristos cu orice chip. Se ținea de Apostolul Pavel și mama sa vrea să o mărite cu fel de fel, că era frumoasă. Și... e, putea Tecla să nu se ducă la Hristos sau oricare dintre noi, pentru că se opune mama, pentru că n-am luat pe Gheorghe lui... Stam, sau pe Margheala lui Stam, ca știi. Nu așa. Deci e o învățătură nouă, necunoscută și lumea obișnuită să meargă pe un făgaș normal, fără să se angajeze, psihologic vorbind, la o luptă mai eroică dincolo de ceea ce suntem, care este cuvântul Scripturii. Nu e o tradiție călugăria, nu este, sau este o învățătură creștină. Deci de vârf încă. Ce nu lasă tată și mamă și frate și surori. Asta este lipsa de educație creștină înaltă la părinți. Dar nu te poți juca nici cu sentimentul ăsta de mamă, cum să se ducă. Vezi, e mai normal pentru ea să fie soția unui om oarecare, stricăcios, decât soția lui Hristos, mireasa lui Hristos. E mai normal, sigur. N-are cum. Dar... sunt și părinți, sunt mai rar care, of, dar vedeau la mână, dar vedea la mănăstiri, vai, ce fericit! E, sigur că consecințele urmările sunt foarte frumoase și foarte mari la părinți pentru cei care au la mănăstire. E, se spun multe lucruri despre ei. Mirese lui Hristos. Și știți ce spune într-un loc? Dumnezeu, cine se leagă de voi, de lumină ochilor mei se leagă. De seamă, că e mirea sau nu? Nu e apostol, nu e prieten, nu e adept, e mireasă, cea mai apropiată. Pentru că ca să fii lângă el trebuie să stai voința liberă, să fii, s-a terminat cu tine omenescul în tine, s-a terminat. E, cine poate să accepte aceste lucruri decât cei care au o chemare ascunsă? Ajută-mă, Doamne, să mă nebunesc pentru tine, cum a zis, așa e. Vedeți că este foarte logic și exact tot ce vorbim. Păi sunt puțini care se bucură din părinți că se duc la mănăstiri. Cei mai mulți se întristează. Păi de asta spune că dușmanii tăi sunt ca spucetări. Asta începe viața Sfântului Macarie Alexandrin. Foarte frumos. Așa începe. Dar nu e timp să o începem pe asta. Și dumneavoastră cred că sunteți fără locomie pe ultimele întrebări. Cum putem să-i ajutăm pe părinți să se apropie de biserică? Da. Păi acum să luăm lucrurile tot astea, dar a fost la altfel. Păi să le prezentați Scriptura. Uite ce spune aici. Noi... elementele de orientare, dragii mei, a noastră tuturor,
ca și a cailor și a vitelor și în general, este tot veșnicia, tot Scriptura. Uite ce spune Scriptura. Te întreb, de cine s-a scurs? Era un, acum asta s-a întâmplat când m-a încetat pe mine, un ticălos de capitan foarte rău, care apucase să mă cunoască, fără să-l identific eu acum la închetă, mă cunoștea înainte de mă duc eu la mănăstire, trăiam într-o pădure pe acolo, la o cabană. Și veneau, era cu soția și cu o fetiță, o fetiță mică așa. Și a stat câteva zile cu ei pe acolo, ne împrietenisem noi. Dar acum ăsta mi-a căzut anchetator, fără să știu eu că era, dar el s-a trădat. Nu știu și-a dat seama. Și îmi spune așa, i-am spus că eu vreau să plec la mănăstire. Cum? Ce dumneata la mănăstire? Mi-a spus că ești un înger, domnule. Și atunci ăsta, când m-a întâlnit, erai ca un înger. Ioare, când am auzit, se pusea ani de ani. Acum, ești ca un drac, că aveam barbă și nu știu, domnule, zic, acum nu să fiu înger. I-am spus eu, atunci o fi fost și cu fel de fel. Luptam în viața mea și m-am descoperit că e ăla. Și atunci el, care s-a arătat a fi necredincios, mi-a pus o întrebare, 90 de zile a durat ancheta, foarte nesuferită. M-a condamnat 40 de ani, să știți. Zice, ia spune-mi un cuvânt de folos. Zic cu plăcere, după ce mă plesnise și mă umilise, mi-a tăiat și barbă cu jumătate, uite așa. Și știi ce mi-a zis? Zic, vezi, dar răspund și de asta. Ce nu stă călugăria în barbă. Dumnezeu a vorbit în gură. Da, barba are o mare putere magnetică și degajă o mare bucurie, o mare înrugurie sufletească. Nu-i chiar așa lăsa Dumnezeu fără rost. A lăsat bărbatul cu această podoabă. Și i-am spus o poveste. Zic că era o familie care avea o fetiță. Femeia era credincioasă și el era necredincios. Și fetița s-a îmbolnăvit și i-a spus așa, tată, în ce credință să mor? A ta sau a mamei? Și el i-a spus, mor în credința mamei, tată, că credința mea nu-ți dă nimic. Sau credința mamei îți dă veșnicia, știi? Dom'le, asta e povestea mea. A trecut, l-a întors. Am zis la scaunul lui acolo și eu am rămas la scaunul de la colț, bineînțeles. Era el. Așa, i-am spus că ținea la fetița aia că l-a uitat în cap. Sigur că la ora asta poate fetița era mare sau nu mai era. Da. Și asta este. Este vorba de o educație cu orice chip și la părinți. Să zic că uite ce spune Scriptura și Scriptura este ceea ce de fapt e orientarea noastră a tuturor, absolut a tuturor științelor, teoriilor, parateoriilor, filozofiilor și nu știu ce, Scriptura rămâne. Da. Care îți face educația înfrângerii de sine cu orice chip. Să renunțăm cu orice chip la ce s-a agățat de bietul om cu patim și cu o serie de desinfectare cu orice chip, lupta cu orice să te scuturi. Îi place lui Dumnezeu și te ajută, dar începe, nu sta nepăsător. Pentru că vă spun, e supărat Dumnezeu, Doamne, n-ai făcut data asta, să stai nepăsător așa, nimic, tu care vezi, care judești, care vezi, discuți de inimile altora care nu le știi, intuiești, faci și nu spui problema ce e cu tine, cine te-a înzestrat, cine de unde știi, ce e cu tine. Crezi că știi pentru că ai o diplomă? Nu știi nimic. Socrate, care a fost o figură la vremea lui, i-a rămas din învățătura lui aceste câteva cuvinte. Știu că nu știu nimic. Dar a descoperit atâtea lucruri de mare valoare, descoperit pe Dumnezeu. Sfinția voastră, ce așteptați de la tineri? De la tineri care merg la biserică. Care merg la biserică? Da, de la tineri, în general. Și ce îi sfătuiți pe tineri? Tinerii cu barba nodură, care în cam mai grăuță decât leabă și puderii, știi? Ce să aștept, dragul meu, decât să prețuiască cu orice chip valorile adevărate ale existenței sale? Să aibă un scop,
Asta aștept de la ei. Să se întrebe ce-i cu el. Așa. Cine m-a făcut și de ce m-a făcut? Cine m-a făcut atât de prodigios, atât de sentimental? Pentru că spunea cineva mare, foarte mare, pe care l-am văzut, suntem și sentimentali. Aceste sentimente nu le-a dat natura până în învârtirea unor litere și ne-a dat numele de om cu atâtea calități. Vezi, să se întrebe, trebuie să fie neapărat un mare meșter care ne-a făcut așa de grozav. Să știm să ne stăpânim pe sine, așa, vedeți chiar acest meșter și la animale le-a dat o reținere de sine, le-a dat soroace, nu le-a dat libertatea să facă ce vrea și le-a dat numai și lor soroace. Că zice că asinul își cunoaște ieșile săpânul și omul își o cunoaște. Așa. Deci aștept de la tineri să se deștepte în sensul de a cunoaște care sunt scopurile ultimele vieții. Lupta nu trebuiește dată pentru idealuri mărunte, numai și numai pentru idealul cel mai înalt. Că dacă lupta mea este să termin o facultate, să ies inginer, doctor, nu știu ce, asta e un ideal mărginit. Ei, și pe urmă ce faci ca medic care trebuie să vindeci? Trebuie să știi să pătrunzi în bolnav, să-l pui pe bolnav, să participe și el la vindecarea lui printr-o credință, printr-o nădejde, nu știu ce. Va să zic că cine să-i dea lucrez decât învățătura creștină. Așa că trebuie să te angajezi orice profesie avea, oriunde ai fi, pe ce poziție, mirean sau călugăr, să slujești la idealul cel mai înalt. Dacă e călugăr, e de la sine înțeles că altceva n-ai de făcut. Slujirea la idealurile cele mai înalte, asta vreau să fie de la tineri. Sfinția voastră, ați pus... Da, poftim, îmi venea o idee, dar nu nimic. Nu, că să pot repeta niște lucruri și nu, da. Ați fost... Sunt multe de spun, dacă... Da. Ați fost în pustie cu părintele Cleopa. Da. Ce program de rugăciune aveați? Cum decurgea ziua cotidiană? Dragă, uite ce răspuns e ăsta, niciun program, totul era mereu. Vă rugați împreună? Program? Eu v-am spus și acum, voi oriunde ați fi, să fiți prezenți. Nu era niciun program. Totul e să fie mereu prezent. De aceea eu chiar am avut o discuție foarte aprinsă cu el, care a durat zile întregi, așa că nu stăteam împreună. Ne întâlneam seara în bordei, stăteam în pădure separați, mai stăteam și împreună așa. Că erau ploaie, era viscole, erau astea și trebuia să stai de postit. El era, i-am spus că el era înclinat mai mult spre o nevoință, postea, ce mâncam, busic eu de pe smet pe săptămână, postea de luni până sâmbătă și metanii și lasă că avea mintea prodigioasă, de știa pe de rost și psaltire și de stătea mintea în loc. Și eu nu eram de părerea stării de nevoință ca educație, ca trăire de predilecție. Eram... Eram pe poziția de prezență continuă, de trezie continuă. Și asta este programul, de fapt. Să ai o stare continuă de prezență și asta e rugăciune. Asta adică, acolo, mai mult acolo, se potrivea cuvintele acestea, o rugăciune adâncă înseamnă tăcerea adâncă. Nu există program de rugăciune. Rugăciunea și vouă, acum vă spun, trebuie să fie permanent. Mergi în tren, mergi în autobuz, mergi să... Măi, trebuie să arăt din Doamne, iartă, Doamne. Arată-te că ești cu Dumnezeu, cu orice echip. Lasă că s-a întâmplat și atâtea minuni, dar nu asta, să așteptăm să facă minune cu noi, să răstoarne autobuzul, să mor tot și eu să trăiesc. Nu asta este semnul că ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea. Dar una sigur suntem că ți-a auzit-o. Și una știm, Dumnezeu nu minte,
Le-am înregistrat. Da. Zici. Vă rugați împreună, aveți... Nu. Asta nu, nu se poate și eu personal nici nu prea sunt pentru ca să se facă rugăciunea cum e în familie, soț și soție, nu știu ce, sau în chilii la călugări, fiecare să-și citească a lui. Nu se putea face lucrul ăsta pentru că fiecare stadiul lui de viață, rugăciune care a rămas, e așa că mai auzeai, Doamne, ceva așa, dar nu se putea face. Dar asta nu este o întrebare de furos, ci o întrebare de curiozitate, știi? Ei, una știm, una ne-a rămas, Părintele Cleopa m-a rugat foarte mult și atunci era foarte devreme, că dacă moare acolo să-l duc la Silvestria. Să-l duc să moară la să-l duc să-l mormânteze în Silvestria. Eu n-am nicio preferință. Mă aruncăm într-o prăpastie, că tot aia e, ce să mai... Cine să-l ducă? Acum l-am ascultat, aseară am deschis aparatul și... Dom'le, a vorbit la lume interminabil, știi, vreau să spun acum, s-a ducea lume și pulmea că era și după în Constanța, știi? A scăpat unul vorbe, suntem constanțeni. Da. Și a că era de folos. El a insistat foarte mult pentru că în pustie ai nevoie de duhovnic, știți? Și dacă eu eram duhovnic și el era duhovnic, dă seama, ne ajutam unul cu altul. Și el vrea să pun una pe un duhovnic să dispărăm. Nu, eu n-am fost de părere. Am fost de părere să fim în lume. Și uite, acum, atâția ani, Teopa a creat o epocă, înțelegeți, este de mare folos. Și mama lui avea tot așa mintea prudicioasă. Ținea minte tot. Vă povedeam când era sora Maria, adică mama lui, și s-a demnat cu monarhia Agapia, s-a călugărit. Sunt 5 din familie care sunt la mănăstiri și toți cu viața înaltă. Da, am un cult pentru Părintele Cleopa, n-a glumit săracul. Acum, să știți că în viață, și atunci când ești prea aproape de cineva, simte, măi, de ce ai făcut așa? Mă, de ce ai făcut mișcarea pe dreapta? Știi, sunt chestii din ăștia care te lovește așa de ele, care nu strică relația sau deranjează, așa. Astea mai era. Se întâmplă și în familie, știi? Păi și eu așa nu cred că e bine, știi? Vine soțul să-i ceară socoteală ce ai făcut cu banii, nu știu ce și nu știu ce. Dacă e înțelegere și nu trebuie să-și facă de cap cu banii pentru că e o sursă interminabilă de la soț. Nu. Trebuie să ai sfat. Să discuți chestia asta și cu celălalt, nu știu ce. Acum, nici nu poți să lași omul mor de foame pentru că nu să fie soțul de părere, știi? Salvează omul ăla acolo. Că iubirea schimbă natura. Vă rugăm în încheiere. Cum? În încheiere, un cuvânt despre ascultare. Mai ales pentru cei care sunt în lume, de exemplu. Da, oriunde. Dragii mei, ăsta este primul semn ca să nu mâncați de pomul oprit. Deci ascultați ce am spus în legătură cu poziția care o ai, ori în lume, ori ne-n lume. A asculta înseamnă a ști să te smerești și ascultarea aduce trăinicie unității. Adică există o căpetenie care e de la Dumnezeu. Așa, vrei cu orice chip să ajungi Dumnezeu? Ascultă de cel care l-a rânduit Dumnezeu să asculți. Mare greșeală este să treci peste cel care e rânduit să fie mai mare ca tine. Deci, oriunde ai fi, să știi să asculți. Adică, să știi să stai voia pentru ca să asiguri unitatea instituției, unitatea unde ești acolo.
este necesară, obligatorie și, cum zic, are legătură direct cu facerea omului. Să nu mănânci după omul oprit. Asculți. N-a ascultat, uite ce a costat. Și pe noi, dar mai ales cerul. Ce a costat să întrupeze Dumnezeu, să dați-vă seama, prorocii. Uite, acum luptă mare să înțelegem rostul întrupării Mântuitorului. Dați-vă seama ce a făcut o neascultare. Ei, la fel răsturi și tu ordinea făcută Dumnezeu, dacă nu o asculți, dar să știți că Dumnezeu nu se lasă bătut. Da. Că nu e o luptă cu Dumnezeu în sensul duhovnicel, ci în sensul drăcesc. Că și dracul, până la rândul lui, a vrut și a vrut. Da. Ascultarea este foarte necesară și trăinicia unității unde trăiești, dacă vrei să existe. Da. Și asta e ultima. Părintele Stăniloae vorbește despre lupta pentru comuniune. Păi asta cu ce mijloace se duce? Uite să asculți, vorbi de comuniune, da? Pentru că omul nu-i născut numai pentru el însuși, e și pentru întreaga omenire, întreaga creație chiar. Da, asta e mare greșeală, că egoismul a pus mâna pe om și el și numai el. Nu! Să te doară și pe tine când suferă unul, te miri de unde. De aceea bine a zis cine a zis, când a zis, de ce a zis, că tragedia întregii omeniri trebuie plânsă ca propriile tale păcate. Da, sigur că da. Nu există să ne crezi Dumnezeu pentru noi. Luptând ca să ne împlinim poruncile, să ne desăvârșim, hai, așa, luptând în felul acesta, a ajuns pe Hristos la mântuirea lumii și tu cândva și undeva ești un mântuitor. Da, și atunci sigur că nu poți să fii un mântuitor iubindu-te numai pe tine. Te dai la cruce. Răstignit, răstignit. Singura faptă care ajută omenirea, jertfa ta. Cei care au sufletele împietrite, dar zic că ei se despătimesc. Dar ei ce? Zic că se despătimesc. Doresc lucrul ăsta? Păi asta înseamnă primii pași buni, dacă doresc să despătimească. Dar primejdia mare, tragedia adică, este că ei nu vor să se despătimească. Că din momentul în care doresc să despătimească, toți suntem aproape în stadiul ăsta de începători. Și atunci începem să căutăm elementele care ne apune în situația de curățire, de spălare, de dezinfectare. Dacă gândesc așa, dacă nu gândesc, ei sunt într-o tragedie. Diferența între tragedie și dramă este că în tragedie eroii mor, în dramă eroii biruie. Noi n-am avut tragedii pe Golgota, am avut drame, eroii noștri au biruit. El, dacă n-ajunge în starea asta de pornire, de începere, să se despătimească, este mereu într-o tragedie. Dar dacă el pășește spre așa ceva, vine milă Dumnezeu, pentru că și el insistă, ce bine e, vai, uite, n-am știut, Doamne, iartă-mă, pentru că sunt și ăștia care foarte mult iubit de Dumnezeu. Cel care a venit la lucru în ceasul 11-lea a primit cât cel de întâi, că i-a plăcut Dumnezeu că a venit. N-a împlinit, dar a fost pe drum. Și mira Dumnezeu asta e, caută un prilej să ne mântuiască. Dar să pleci. Asta este păcat. Nu a zice ce a mișcat înseamnă a ajunge. Amin! Hai că am spus destul de lacom. Dar ce e vorba între noi? M-a ajutat Bunul Dumnezeu să scap de voi. Adică nu să scap în sensul să ne mai vedem, ci în sensul să mai răsuflăm, știi?